Grădinița de vară este o alternativă la care apelează părinții care nu au cu cine să-și lase copiii pe timpul vacanței. Și pentru că este totuși vacanță, micuții au program lejer chiar dacă sunt la grădiniță. Ei se joacă, socializează cu ceilalți colegi, au activități recreative. Grădinița cu program prelungit numărul 7 din Alexandria, de exemplu, găzduiește în medie aproximativ 20 de copii pe zi. Până la ora 17, când se termină programul de funcționare a grădiniței de vară, copiii primesc 3 mese, se odihnesc la prânz și sunt tot timpul supravegheați. Iar acest lucru pare să le placă celor mici. Ce-ți place să faci la grădini cel mai mult? Să desenez, să mă joc, să mă distrez, să scriu. Uneori trebuie să merg la aici și uneori trebuie să stau acasă când este liber la grădini, da? Și nu vine nimeni. Colorez. Îți place să colorezi? Da? Să te joci, nu-ți place? Ba da. În Telorman sunt 9 grădinițe de stat care găzduiesc copii și pe timpul vacanței. Acestea funcționează prin rotație de la începutul acestei luni până la sfârșitul lunii august. 5 dintre grădinițe sunt în Alexandria, 3 la Turnu Măgurele și una în orașul Zimnicea.